Vă salut! No, aici e stupina unde au ajuns stupii care sunt făcuți din pachete de albină. Acum am venit să, după cum se vede, să le pun câte o găleată la fiecare. Mă, dar le punem o găleată sau să le punem câte una jumate? Le punem numai o găleată? Le ajunge o găleată, bun. Și o să-i controlez, o să las camera să meargă, să vedeți și voi cum au ajuns. Pentru că, na, cum v-am explicat, nu eu le-am adus. Astăzi suntem miercuri. Deci au deja 2 săptămâni și o zi, 15 zile. De când s-au făcut. O parte, 15 din ei, că am mai făcut după aia. Acolo, sunt mai în spate. Dar o parte din ei au 15 zile. Aici văd că am un marcaj, trebuie să-l văd ce-i cu el. Mere? Ia să vedem. Bă, dar nu mi-am luat Dalta. Să-mi iau eu Dalta. Dalta mea specială. Dalta mea. Alta de stupmer. Așa. No, ia să vedem ce cu asta. Primul luăm în primire să vedem. Merge sau nu merge? Merge. Ia dai un pic. Pedalează-l un pic. Ia să vedem asta. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o omorât matca, nu a acceptat-o. Și neavând puiet, ia dai un pic. Acolo să vedem ce se întâmplă. După cum se vede, acolo e colonia. Ia să vedem. Mai adă un pic fumul. Că ia totuși un pic. Ne uităm aici prima dată, primul indiciu. Zahărul l-a mâncat. Cutia e golă, deci cândva o eliberat matca. Ia să facem așa. Deci asta ar fi bun. Văd că puțin e construit. Opa. Și agresiv un pic, adică mă uită matca. Uite, cu punctul alb. Băi, și ce mărioacă-i. Ia să mergem la soare să vedem punte. Da. E pontat. Nu știu dacă se vede, dar se vede, na, și prezența măcii deja e un semn bun. Bun. Nu o să omoare pe matcă. Câteodată când deschidem și e foarte agitată colonia, sunt șanse să îngrămădească matca, adică să o facă în ghem. Așa. No, cam asta e pachetul, se poate refolosi. Dar nu știu de ce a fost semnalat cu asta. Acolo nu e cam atât, nu e exagerată de mare. Acum noi o să-i dăm sirop. Opa. Ia dai un pic de fum acolo să plece albinele, să nu lenecăm pe sărăcuțe. Și mergem la următorul. Deci cu pachetele, mai ales care îs, uite că aici văd că s-a uitat cineva deja. Pachetele, mai ales care să n-au rame construite și cu hrană, mare atenție la hrană că moare de foame una, două. A, uite, asta nu a mâncat tata, asta, papanașul, turta de polen. Dă un pic fumul, așa, dăm un picuț de fum și vedem, așa, uite așa, hops, una, așa, o, da, deci ăla a avut o problemă, că o acceptat matca mai târziu. Asta văd că o acceptat matca normal. Uite, o văd acolo albă.
Văd puietul căpăcit. Uite ce puiet fain căpăcit are. Nectar sau sirop, ne? Dar asta văd că e mai micuț un picuț. Mai micuț, dar puietul căpăcit o să-l ajungă pe ăsta când eclozează. Văd că nu a terminat papanașul. Și văd că s-a întărit un picuț. A vedea el. Asta se vede că a fost controlat, că și căsuța era acolo și pachetul era scos afară. Bun. Dă-i sirop. Merem înainte. 150 de ml. O, prea mult! Să nu le înveți cu sirop, să vezi după aia că nu mai merg la cules. Nu le învăța prost. Wow! Uite, asta nu mânca siropul, tăt. De ce nu mânca siropul, tăt? Ia să vedem. Uite ce băză e. Aha. Băză. Ia să vedem, nu cumva semnul a fost pentru asta. Semnul ăla de acolo. Uite, când băză e așa tare, treaba nu e bună când băză e. Uite cum băză e. Nu știu dacă se vede sau se aude. Nu, asta nu e bun. Pentru asta era semnul pus. Uite cum fac acolo albinele. Rame. Asta e semn că nu are matcă. Asta că vedem ce facem cu asta. Deocamdată așa lăsăm. Îi punem semnul. Că semnul era la asta. Închide-l, te rog, și pune semnul. Semnul păcii. Nu semnul păcii. Acolo vedem. Ori aducem un roi și îi punem înăuntru, ori niște rame de puiet, ori dacă nu, îl desfințăm și gata. Uite ce calm e ăsta. Văd că i-au mutat ramele pe mijloc. Așa. Ia să controlăm. Uite, ăsta e frumos. Asta e frumos, cum ar trebui să fie. Așa. Uite, bine. Alb. Pe aici, faguri albi, albi, albi. Ăla e semn bun. Uite și matca. Acolo. Ăsta e puntat, are polen, păstură. Deci nu păstură, păstură. Puiet, tablă. Tablă de puiet. Cât se poate vedea. Bun. Să scoatem și aici căsuța asta, să nu rămână aici. Să nu deformeze faguri cumva. Ca și un tratament. No, mai glumesc eu. Merem înainte. Următorul palet. Încercăm să merg mai repede. Uite asta cu podișorul. Nu știu dacă vă amintiți. I-am pus un podișor. Deci nu pot să bat cu data asta. Ia să vedem. L-am mâncat tot. Tot. Și să vedem, e pe fundul stupului podișorul sau nu. Adică o curs, el acolo. Bine, n-am avut vreme caldă, să vă spun drept. Am avut mai degrabă vreme rece. Dar îmi place cum l-au mâncat, l-au curățat. Aici e căsuța. Ne uităm, e liberat unde gunoaiele aici. Da. Asta. Deci nu văd pe jos nimic. Numai mizerie. Da, fain. Puiet, tăt. Da, vă las să vă uitați un pic și pe jos. Nou curs. Cred că când e foarte cald, atunci curge. Și se vede aici ce fain e alb aici.
Dar bine, asta nu e din cauza la podișor. Asta e din cauza că la sirop, din cauza că o găsesc un pic de nectar afară, că rama asta e plină de nectar. Până jos. Și ăla-i podișorul, l-a mâncat fain. Așa e că l-a mâncat fain și rapid. Torta podișor. Torta podișor cu haivă live. Te rog frumos. Torta podișor cu haivă live. Ia să vedem. Și aici au fost control. Papanașul mai puțin l-a mâncat. Opa, uși pe jos ce-i. Papanașul e mai concentrat, e numai din polen. Dăm la furnici. Diferența dintre bere și tărie. Da? Papanașul e tărie. Papanașul e tărie. Da, văd puiet. Văd puiet, nu mă mai uit atât, nu mă scot o ramă. Văd puiet, salut. Nu mai am ce să stau la ea. Bun. Oh. Așa, mergem înainte. Următorul. Deci până acum avem un rateu. Uite matca, hops, e răsus aici pe făgurașul ăsta micuț. N-are loc pe rame să ponteze, numai acolo vrei. Pe făgurașul ăla micuț, uite aici. Cum au făcut. Deci dacă am văzut matca, sigur e bun, n-are rost să mai... Așa. Se vede, când îți faguri albi, când îl deschizi și vezi faguri albi, e clară treaba. Acum asta nu l-am mâncat pentru că nu e deasupra coloniei. Se vede, colonia e aici. Eu o văd. Și atunci ce nu a fost deasupra, clar că nu l-am mâncat. Așa e la turta proteică, dacă nu e deasupra fix la cuib, cumva, salut, nu o mănâncă. Să vedem cum arată o găleată de 5 kg într-un hrănitor, de asta nici nu se vede. Abia îl murdărește un pic cu sirop. Cu pompa, mere poate dublu. Da. Pompa e în altă parte. Astăzi pompa dă sirop la roi transferați în stup de 12 rame. Și eu eram cu borcanele la roiuri. Și dacă eram cu borcanele, am zis să vin până aici să-i controlez pe ăștia. Asta cam bâzâie. Nu-mi place ceva la el. Ceva o are, dar... Nu știu dacă se vede. Asta nu cred că e bun. Spatele meu. Uite. Ia să vă arăt ceva. Ia să dau camera aici pe ramă. Încă un semn când nu e bun. Unul la mână, albinele băzie. Uitați ce construcție au făcut aici. O străcat rama. Mă uit înăuntru. Ia să și filmez unde arăt. Acolo, la vârf, la daltă, văd 2, 3, 5 ouă. Mă duc mai sus. Hai. Unde ești? Că mă uit și în telefon, mă uit și pe ram, acolo. O mică botcă. O mică botcă. În ea văd 3, 4, 5 ouă. Da, îi fac o renou și se vede mai greu. Aici iarăși. Se vede că nu-i construit cum trebuie. Se vede cu ochiul liber. Plus că nu prea au construit faguri. Când nu construiește, îi semnul întrebării. Bun, ăsta iarăși, al doilea care o ratat. Bun, închide-l și pune-i o creangă. Sau ceva. Și al doilea care o ratat. Nu-i bai. Așa e, la pachete mai ratează, dar se pot salva după aceea.
Să pot salva cu o ramă de puiet, să pot salva ăsta din stat, îl văd că e bun. Nu știu dacă se vede. Eu văd că e alb acolo. Acolo e alb, acolo e alb, până aici în spate aici e alb. Când e alb, adică ceară proaspătă, șansele de 99% să fie bun. Faptul că nu mânca turta înseamnă că cornia lui e aici. Vă dați seama, el acum e într-un dezechilibru destul de mare. Până nu are albine care să nască, albine doici, albine și așa mai departe, cu legătoare. Astea cu legătoare le-ar avea. Nu mai controlez, că pentru mine e bun. Se vede, tata e alb. Alb, ramele construite. Deci câți au? Au cam două rame de puiet, așa-i? Sau mai bine de două rame de puiet? Asta avea? Uite și asta, uite ce fain e. Na, acum după aia depinde și de pachet. Dacă pachetul are un kilogram jumate sau 2 kg, sau dacă e un pachet care o dat mai slab, adică care a fost numai, știu eu, 1 kg 200, da? Acolo din start e un pic mai puțin albine. Și atunci, na. Dar se pot face echilibrări. Eu nu fac echilibrări, dar cine vrea și își cumpără numai un pachet, adică un pachet, numai vreo 10 pachete, poate să facă echilibrări. După aia Andrei, uite ce faină e asta. Puietul. Foarte fain. Și pontat, până jos e pontat. Bun, uite scobitoare. Aranjăm ramele și mergem mai departe, îi mutăm astea, polenul, se vede unde îi, aici nu este nicio albină, le punem fix pe cuib, fix pe colonie. Fiind fix pe colonie, o să-l consume cu plăcere. Așa, dăm înainte. Construit aici un pic, dacă se vede un pic alb, asta cred că când a fost închis în hangar, el s-a urcat aici sus în rănitor. Uite alt podișor, cred că ăsta e al doilea, cred că numai două am pus de podișor. Da, aici aveți, s-a lipit, nu mai pot să vină albine să-l mânce. Da, îl destripesc eu acum. Asta nu l-a consumat de tot. Ia să vedem care e treaba cu el. Îmi pare bun, de sus eu îl văd că e bun. Ce un fagure care s-o deslipit de sus. Îl aranjăm un pic cu mâna. Se vede ce alb e, când e așa alb, treaba e clară. Uite, văd puiet căpăcit, gata. Salut! E declarat bun. Când văd puiet căpăcit. Gata. Asta nu l-am făcut așa. Bun. Merem înainte. Cam în medie coloniile ocupă 4 rame de albină, cele mai frumoase 5. Da, văd puiet căpăcit. Foarte frumos. Acum să eclozeze puietul ăsta căpăcit și își dublează mărimea. No, cam atât. Nu vă mai țin să vă arăt
până mă duc până în capăt. Același lucru îl fac. Vedem câte pagube avem și cât se zbun. Dar deocamdată sunt mulțumit. Deocamdată numai 2 străi. Dăm înainte.